Selgros te invită să deguști o mâncare delicioasă alături de o discuție savuroasă. Selgros, club pentru profesioniști și pasionați de bunătățuri. Politică și delicatețuri. Înainte să o fac pe prestidigitatorul la tigaie, să vedem ce ne oferă Selgros, prietenul nostru. O, ce surpriză, portocală. Fifi ca zăpada, bună pe timp de vară. Fifi, capra neagră. Foarte bine. Și ce mai luăm? O legumă simpatică, cea mai simpatică legumă după ceapă, e adevărat, vânăta, și un ardei capia. E perfect. Astăzi am o misiune destul de dificilă pentru că am un invitat special, a zice, singurul intelectual pur sânge rătăcit în televiziunea română. Deci eu nu mă bag în acea categorie. Cătălin Ștefănescu, cam acrișor el de felul său, așa ușor, tot timpul se simte jignit de natura umană sau de ce intră, Cătălin? Nu e așa, salut! Nu? Mulțumesc ești, frumos de invitație! Ești un om, nu sunt acrișor, da? Domn! Tu ce, mie mi se pare că ai o... sau, mă rog, pozez, ești vesel, am înțeles. Mă mai feresc din când în când. Eu când am auzit asta și tu faci la cânti, fel. Cânti. Am cântat. Ai cântat. Am cântat, te-ai lăsat. Puștan. Păi nu te lăsa, de trebuie să cânti din contră. Ăsta e marele regret, da, că nu mai cânt. Haideți să ne gândim la faptul că e cineva care vine dintr-o zonă de nebogătași, vine dintr-o familie simplă, vine din sudul României, a debutat de vreme, a fost un poet, e un poet apreciat, a traversat revoluția, a devenit un om de afaceri, un personaj, vedetă de televiziune, a trecut printr-o experiență politică. E un personaj iconic din țara asta pe care poți să-l înjuri, poți să-l admiri, dar nu poți să-l eviți. E cineva care face parte din tipul ăsta de istorie contemporană de acum. E interesant să interacționezi cu felul ăsta de personaj și să schimbi două vorbe și mai mult decât atât să vezi cum se păstrează. Să vezi dacă nu cumva crede că e un demiurg, dacă nu cumva crede că e singurul valabil de pe planeta asta sau dacă nu cumva pur și simplu se distrează. Ceea ce cred că face și m-aș bucura să fie așa. Am aici o muș foarte tare de vițel, da, ăsta bine crescut și unul de purceluș mai fraged, așa. O să fac o chestie destul de complicată, zice, deși mă rog, ce fac eu sunt lucruri simple, dar par complicate. Am niște plante pe care probabil le știi. Asta știi ce e. Asta e... V-am spus că e intelectual, nu știe. E lobodă roșie. Lobodă roșie, asta da. E... Spanac. Nu, măcriș. Ce? Măcriș. Așa. Și asta e sfeclă. Bravo. Ok. 1-2. 1-3. Sfeclă. La măcriș juram că e spanac, dar eu unul nici n-am gătit vreodată cu măcriș. Loboda roșie are dreptate, poate să, cum să spun, poate să mă, o să zic foarte flat, să mă miștocărească până poimâine, pentru că n-am gătit niciodată cu lobodă roșie, dar am fost odată la obor și am întrebat o doamnă de la obor, am văzut lobodă roșie și am întrebat ce e asta. Și s-a uitat la mine și, pe cuvânt de onoare, a reacționat în felul următor. Lobodă roșie, băi! Exact așa mi-a răspuns. Uite, nu mi-a rămas în cap. Acum o să-mi rămână în cap pentru totdeauna că e lobodă roșie. Din aceste plante, da, acum e primăvară și cresc, lumea aruncă, știi, chestia frunza de cele mai multe ori, de sfeclă. Și sigur că nu se compară cu măcrișul. Gustă, să vezi, acrișor e bun. De la cetate, de pe câmp. Măcrișul e superb. Da. Dar și asta foarte are... Foarte fain. Ia să vedem și asta și sfeclă. Și asta are... Hazul ei. Vai, da, măcrișul e minunat. Mm-hmm. Toate aceste plântuze care sunt ușor disprețuite de oameni, că se bagă la ciorbă, se bagă, e bun la salată,
un sos așa pe care îl fac eu rapid aici. Deci, întâi pun niște ardei capia. Și loboda roșie e foarte faină. Da. Fac un soi de sandwich în care un portofel introduc plântuțele cu ardei și cu... Ești o lingură de acolo? Da. Gătești acasă vreodată? Uneori, da. Mai gătești? Uneori? Da. Soției tale, iubitei tale, n-ai o lingură de... prietenilor, da? Cum prieten, da, pe bune? Cu plăcere mare chiar. A, înseamnă că ești chiar un om fericit, că eu cred că oamenii care gătesc au o latură a fericirii pe care mulți o ignoră, știi? Uite, sunt plin de ulei, ceea ce asumi când ești la bucătărie, e normal. Punem astea. Aici focul e un pic cam mare. Stai că punem astea și se domolește. Asta? E? Astea le rup. Pac, pac, pac. Mai adăugăm puțin ulei. Gătitul e un proces lung și e fascinant să-l traversezi pentru că e un spectacol, e ceva ce faci cu tine și ce faci cu tine, ce produci cu tine, ce gândești cu tine, le oferi unor oameni. E, dacă oamenii ăia primesc într-un anume fel lucrul ăsta și îi bucuri, e ceva care nu poate fi descris în cuvinte. E o satisfacție foarte, foarte mare. La început punem porcul, fiindcă porcul trebuie să se prăjească mai bine. Uh-huh. Vițelul merge și ușor... punem și o țâră de sare. Așa. Mișcă-l puțin, așa că e bine. Dacă-l miști, nu se mai arde, știi? Se prăjește însă constant așa. Punem acum și trei bucățele de vițel. La un program de televiziune trebuie să ai un pic de atenție distributivă și să zici, mai fac conversație și cu Dinescu, mai mestec și în chestia asta, dar în ce mă privește sunt cineva care gătește acasă și dacă omul mi-a dat ceva de lucru, mă ocup de ce mi-a dat de lucru. Am mestecat în tigaia aia. De obicei, vițelul se bate cu... îl pui într-o folie ca să nu se spargă, știi? O folie de-asta da, de... Da, da. Se prăjește aia, da? Îi pun și lui o țâră de mirodenii. Fii atent. Ce-i facem? Mhm. Deja miroase frumos. S-a combinat miasma de ceapă prăjită, de ardei și de... Când zici mirodenii, ce zici? Ce e aici? Aici sunt vreo 4-5 sori de piper verde, piper roșu, coriandru, enibahar, busuioc, da? În sosulețul ăsta punem și câteva capere să prăjească. Dă un gust, pentru că avem nevoie și de sosul ăla. Mm-hmm. Bun. Acum ce vom face? Fii atent. Poți să le întorci. Întoarce porcul. Bagă-l pe mijloc să-l ia puțin, că acolo e mai tare. Așa. Poți să întorci în vițelul. Dar arată foarte bine. Arată bine, păi, dar nu, să vezi ce gust are. Așa. Arată superb. Asta știți ce sunt, da? Portocale. Și un prapure? Un prapure de miel, pentru că l-am spălat cu vin și am dat și puțin portocală ca să miroasă frumos, da? E o pasiune mai nouă a mea asta cu praporul, să fac multe chestii în prapur, știi? Poți să-mi dai una de porc. Una de porc, da. Așa. Pun aici. Așa, și punem niște legume aici în... Așa, mai întoarce și legumele, că sar pe partea aia. Okay. Am pus feliuța de porc. Pun acum... amestecul ăsta de ceapă, ardei și... Așa, dăm și una de vițel. Bă, va ieși genială. Am intrat în rol pentru că dacă mi se dă ceva de făcut, fac lucrul ăla. Omul mi-a zis, ține-te de tigaia aia, amestecă acolo. Am mestecat și iau foarte în serios lucrul ăsta. Uite ce m-a băgat meșterul Dinescu în priză. Bă, dacă îi faci gagicii tale o de-asta, o nebunești, pe bune.
Fiindcă nici nu știi. Fiindcă servezi ce dracu conține. Da, dăm porcul. Ia să vedem. Așa. Legumele mi le-ai dat. Mai pun o capără aici. Uh-huh. Vita. Bagă vita. Deci am făcut un soi de sandwich. L-am văzut în toate emisiunile, totul e cu portocală. Mai aruncă nu știu ce capere și te umple de ulei și mai... Dar omul face de mâncare. Uneori s-ar putea să fie izbutit, alteori s-ar putea să fie mai puțin izbutit. Premisa de la care pleacă e aia că gătește, că face de mâncare și se bucură de lucrul ăla. Mie asta mi se pare un lucru frumos. Bă, față de Hamburg, cherie aia nenorocit. Față... Mai pun acum puțin. Aoleu, și ce am uitat să pun? Ce? Fii atent, aveam aici, dar pun acum. Am niște ghimbir. Ăsta pune este... dintre ele. Ăsta este... Pune între ele, că e la fel de ok. Punem în... le prăjim și le adăugăm după aia. Ăsta este gustă. Gustă, ăsta e acrișor. Așa. Și ăsta l-am confiat. Ia, gustă-l. Tot ghimbir? Tot ghimbir. Tot ghimbir. Mhm. Minunat. Păi va avea un gust, sosul ăsta. Dă-i seama. Am fiert și lămâie când am făcut... Și la confiatul și la ăsta. Deci o sărâs s-ar putea să fie mai bine așa decât cu alea înăuntru. E posibil că prăjit puțin. Da. Așa. Poți să întorci, cred. Ușurel așa, da? Trebuie să capete puțină culoare. Așa. Super. E foarte bine culoare. Da, mișto. Asta parcă mai, putea să mai întoarcem. Un pic, Îl lăsăm aici. Da. Ok. Uite, să desfacem aici. Trebuia o scobitoare. Adu-mă o scobitoare. M-am gândit, măi, în bucătăria românească, boierii români mâncau ghimbir, pentru că s-aducea din Turcia, s-aduceau toate mirodenile, veneau pe zona balcanică și bucătăria românească a fost influențată de bucătăria turcească. Vreți să-i pun și puțin vin, să nu se ardă. Așa. Dă seama că sosul ăsta se caramelizează de la ghimbirul ăla. Asta ziceam, că un pic de caramel cu ghimbirul ăsta o să dea minunat. Ia întoarce-l și pe ăsta, poate ia. Să vedem. Se ține, bun, e frumos. Se ține, mișto. E frumos. Băgăm așa. Foarte bun. Gata. S-a ținut, ok. Așa. Poți să-l întorci, cred. Mai băgăm și... Da. Așa. Mișto. Da. Băgăm și ce ne-a rămas. Mm-hmm. Și acum... Portocală. Portocală. Legea ta portocală aici. Mamă, să vezi ce întingem cu coaje de pâine în asta. Foarte bine, că sunt foarte tare. Bine. Sunt foarte nu tare. Nu e frumos ce e, ce păi frumos. Bune. O, să vezi ce frumusețea e, las-o. Gustul. Acum e raiul păcătosului gustul aici, e. Cu mult ulei. Gustul e, nu e foarte mult ulei. Știu că se spune că eu pun mult ulei, dar nu pot să prăjim, că nu coacem. Știi, sigur că la un moment dat poți să o faci și pe grătar. Dar toată prăjeala asta în care se prăjește și capera de și... În fine, e gata. Hai să mai adaug vinul ăsta cu... Am spălat dulceața aia de ghimbir. Ăsta-i. E gata. Poți să o iei. Ia să vedem. O arătăm la Marele Public. Să-mi aduce o chestie frumoasă să le aranjăm pe o farfurie. Ia ca așa. Să o fotografiem. Vezi că tigaia e grea. Vino cu ea aici. E așa. Dăm o lopățică ceva. Sper că se ține. Da, tare. Hai, pun aici. Mi-am închipuit că are această pasiune, pentru că el e un tip multifuncțional, așa, după cum se arată. Invitații lui nu sunt numai dintr-o zonă a lumii culturale, știi? Cum sunt unii specializați în cinematografie și invită... El are și oameni de știință și ia cătă că le are și cu bucătăria. Mm-hmm.
Asta știi, tigaia preluată din timp, că ea, fiind foarte groasă, păstrează temperatura. Da, sigur. Mai poți să prăjești și scoasă de pe foc, știi? Ești un om pofticios și arată foarte simpatic, știi? Oamenii care n-au chef de nimic sunt cei mai antipatici, știi? Nici de mâncare bună, nici de muzică bună. Dar un om care vibrează la mâncarea bună are ceva și el bun în el, până la urmă, știi? I-ai găsit un nume? De-a face ascunselea sub prapure de miel. Dar e foarte frumoasă. Ideea cu prapurile e foarte frumoasă. Păi da, nu? Păi știi care chestia? În afară de faptul că prapurile e foarte gustos, ea după aia tot sucul îi rămâne, uh-huh, îi rămâne, uh-huh, în prapure. Uh-huh. Ce continuă ea să mai facă. Și atunci are o dichis, știi? Iar nasul, deși arată foarte chinezește ce s-a întâmplat aici, nasul e foarte românesc. Românească chestia, ce să mai... Gata. Foarte frumos. Bun. Aici o să o bănuiesc și gustăm asta. Păi da. Bine. Se mănâncă la mine, ăla care vine, se mănâncă gratis, invitatul, prima dată. Ia să vedem. Hai! Am aflat cu uimire că ai cântat în tinerețe. Am cântat într-o trupă la școală, da. Și din gitară și din voce? Sau? Da. Da? Dar era, cum să zic, era cum face orice puștan, numai că la vremea aia, dacă făceai așa ceva... Se uitau fetele mai cu... Păi asta era unul din motive. La tine, asta da? Era din vedetă, clar. Nu? Da? Una la mână. Deci a plăcut să fii vedetă. Da. Da? Recunoaște. Da, aș fi ipocrit să zic că nu. Pe urmă... ai trecut pe... Cum te-au selectat ăștia la televiziune? Că nu era ușor în anii, fiindcă destul de tânăr. Cât aveai? 93 când ai început tu televiziunea sau radio? Cât aveam? 25. În ce an ești născut? În 68. 68. În 68, deci da. Aveam 18 ani când te-ai născut. Ai născut într-un an interesant. 68, foarte interesant an. Da, da. E anul nu știu dacă ai înțeles tu atunci când aveai vârsta aia. A fost o perioadă, după părerea, cea mai bună a României comuniste. Există o perioadă bună în României comuniste? Da, 68 chiar a fost. Pentru că chestia din Cehia și din Polonia a fost un dezgheț care s-a simțit și în România, din toate punctele de vedere. Poate lumea nu știe, dar știi că până în 1970-71 Ceaușescu nu apărea în magazinul istoric, nu apărea pe prima pagină în ziare. A fost o perioadă când... Șefii comuniști au stat pitulați, s-au retras o țară. Și atunci a început să se călătorească, a început să vină în România, italieni la mare. Dar asta nu însemna că ai voie să spui ce vrei? Asta nu însemna... Știi cum? Mie mi-a apărut o carte la un moment dat în limba germană. Pe copertă îmi puseseră un manechin cu un fermoar la gură, știi? Și aia la cenzură a zis, domnule, chestia asta cu fermoarul, păi da, dar e frumoasă, zice, deschideți-l puțin. Și dacă o să-ți arăt cartea o dată, este manechinul și cu fermoarul deschis pe jumătate. Mm-hmm. Cam așa era perioada aia. Deci îți dădea, deschidea puțin fermoarul la gură. Puteai să spui unele lucruri. A fost perioada când eu am debutat în literatură. Deci asta era mai puțin grav, la modul cel mai serios acum, că nu e mai puțin grav, pentru că în vremea aia riscai să ajungi într-un spital de boli nervoase. Nu, în 68 nu, după 71. Mm. După 71... Am fost acum la spitalul de boli nervoase, unde erau internați oamenii care mâriau, mm-hmm, dizidenții mai puțin cunoscuți sau mă rog așa, de la Poiana Mare. Și ce crezi că am văzut acolo la intrare? Două steaguri tricolore puse la spitalul de psihiatrie. O sărbătoare! Bine, nu mai sunt personajele care au existat odată. Am pus pe cineva să fotografieze și a venit, mm-hmm, pasnicul, zice, nu e voie, nu e voie. De ce nu e voie? E obiectiv. Domnul Dinescu. Zice, domnule, zice, hai, să stăm într-o zi de vorbă. Că eu am fost și înainte când veneau aici ăia, înțelegi, care erau, era, zice, că de-aia zice, nu mai scrie pe spital. Pe vremuri scria că nu e voie de fotografiat. Ceea ce exact. Numai pe cazări scria, dar scria și pe spitalul de nebuni. Nu, a fost o perioadă foarte bună. Pe bune. Eu un om o reținere. A fost deschiderea. Păi ce nu că aș fi fundamentalist. Ură că ei, tu mi-or lăiei atunci. Eu am debutat. Eu de probleme de principiu. Nu a existat cenzură, mm-hmm, de asta să te cheme, să te urecheze. Am putut să scriu fără, în fine, o preliști la ora aia.
Da, pot să te întreb ceva? Da. Dacă ai putut să scrii fără opreliș, ceea ce e un lucru minunat. Da. În jur, lucrurile erau în regulă? Mie, adică eu faptul care... că ai libertatea să te exprimi Stai puțin, tu. Da. În anii aia, să spun ceva, apăruseră, de exemplu, mandatarii, restaurante particulare în România. Da. Înțelegi? Era o nebunie. Restaurante particulare. Existau magazine în centrul Bucureștiului în 68. Mm-hmm. Era un ligan cu icre roșii și un ligan cu icre negre. Și îți dădea cu aia de supă. Și tronc într-o hârtie strătea icre. A fost o perioadă, o nebunie a României comuniste. N-a durat decât, cu eu un roman, cel n-a durat decât o vară. Da. N-a durat decât 2 ani. În 70 au dispărut, s-a închis, s-a dus. Au dispărut mandatarii, unii au fost băgați la pușcărie. Și când, după vizita lui Neanicu în Coreea, când lui a plăcut atât de tare, chiar a vrut să bage și în românii uniforma și... Au durat 2 ani, a fost... Deci atunci au debutat mari poeți, Leonid Dimov, un poet surrealist sau oniric. Atunci au apărut onirici în România, deci putem să... Deci, e o realitate. A fost anii cei mai buni. Trebuie să acceptăm. Eu ce aș vrea să zicem, aș vrea să... Măi, eu nu laud comunismul. Laud anii ăia în care, când au fost numai gemete, să nu ne de acord cu asta. De acord. Cădem în chestia, doamne, era o tristețe. Măi, era o veselie. Era o veselie nebună. Mie asta mi se pare groaznic de trist, de nu. Fapt. Pentru, păi da. Numai, dispăruseră, fuseseră scoți din pușcărie, copus, era în libertate și venea și bea și el o cafeluță și o, așa. A fost o perioadă, încă o dată, dezghețu. Am prins dezghețu. A ieșit Eti, omul zăpezilor, a început să se miște. După aia a fost băgat din nou la răcoare. E adevărat. Da. Hai, vrei tu să o ții cu ordine? Că n-a fost nimic. A fost ceva. Eu nu vreau să zic că n-a fost nimic. Da. Departe de a mine gândul ăsta. Poezia adevărată. Au apărut romanele curajoase ale generației astea, lui Fănuș Neagu, Dere Popescu, Țoiu, în fine. Dar eu asta vreau să Nichita spun. Nichita Stănescu. Nu e normal ca sistemul să te fi lăsat să faci treaba păi asta. Nu te, era nu normal te lăsa. Să trăiești liber pentru pur și mine, simplu. Eu n-aveam sentimentul că sunt lăsat. Eu eram fiu de lăcătuși pe care, dar vorbesc despre mine în loc să vorbesc despre tine. Când m-am apucat hodorong troc să scriu poezie și mi-am publicat. Nu, n-aveam sentimentul că sunt cenzurat. Eu m-am simțit liber. Uh-huh. Aici e chestia. Eu în sistemul ăla... Până când, e adevărat, m-au pus la popreală și n-am mai pus să public, m-am simțit un om liber în lumea aia. Asta este. Nu visam ceva, n-aveam nimica, părinții mei n-aveau de revendicat boșii sau chestii, n-am avut în familia mea pe nimeni în pușcărie, eram un copilaș născut în comunism. Pa, ce frumos! Deci în comunism tu ai o răcăit în Am perioada răcăit, ce-i drept. Și n-ai participat la marea veselie din 68-70. Am prins marea tristețe, 70. În schimb. Ai prins marea tristețe că te-ai maturizat exact când era cel mai nasol. Corect. În anii 80. La maxima strângere a șurubului, 80, în anii 80. Da. Când eu n-am mai putut să public. Îi știu cumva punctul de vedere și îl și înțeleg. Nu stau un block start să îl mușc de gât pe unul care are altă opinie decât am eu. În ce mă privește, îl înțeleg foarte tare, înțeleg că e cineva care s-a exprimat în perioada aia, știu ce înseamnă pentru un artist să se exprime, știu ce înseamnă să ai libertatea și să ai ocazia de a te exprima. Însă în ceea ce mă privește, nu contrazic faptul că se puteau face lucruri frumoase, se putea face ceva foarte frumos la sfârșitul anilor 60. Sunt sigur de lucrul ăsta. Însă n-aș vrea niciodată să se înțeleagă că ceea ce numim comunism a fost ceva bun sau foarte bun la un moment dat și pe urmă, dintr-o eroare, s-a transformat în altceva. Ei au impresia că totul a apărut după 80. Nu a apărut pe 89. 89, lumea la fel de amestecată, sărăcie, iarăși, pe o parte. Sigur că libertatea mai mare și călătoriile în lume și, în fine. Dar, pe de altă parte, orice societate are cocoașa ei, care doare. La mulți ani. La mulți ani, să trăiești. Ia zi-ne-ne ceva. De ce-a lăsat Dumnezeu unul bun și altul rău? Unul să
frate e bogat, oh, măi, Doamne, mă, și-altul să fie sărac, oh, măi, Doamne, mă. Deci a lăsat Dumnezeu unul bun și altul rău, unul să fie sărac, oh, măi, Doamne, mă, altul să fie sărac, oh, măi, Doamne, mă. Sărăcie, sărăcie, ai adus boala cu tine, că tu nu vii la bogat, oh, măi, lecă, mă, îl distrugi pe om sărac, oh, oh, măi, lecă, mă, ha-ha! Scol noaptea pe la trei, mă uit la copiii mei, mă uit și fumez sigare, of, măi, necă, mă, ce le mai dau de mâncare, of, măi, necă, mă. Mă scol noaptea pe la trei, mă uit la copiii mei, mă uit de fumez sigare, of, ce mai noroc, Doamne, ce le mai dau de mâncare, oh, măi, neică, mă. Sărăcie, sărăcie, ai adus boala cu tine, că tu nu vii la bogat, oh, măi, neică, mă. Îl distrugi pe al sărat, oh, măi, neică. Ai cântat în comunism și da. Recunoaște. Foarte puțin. Foarte puțin. Însă foarte puțin. Are Ștefan Augustin Doinaș. Da. Mistrețul cu colț de argint. Da. Și el a cântat, însă foarte puțin. Bun. Deci ai cântat puțin, după aia ai devenit serios, brusc? Nu. Pe urmă am făcut armată lungă. N-ai reușit la facultate? N-am reușit la facultate. Am făcut armată lungă. Ca și mine. Ce sinistre. Când ne aud pe ăștia, domnule, armata te, că se spune armata te maturizează, nu. Te face om. Nu e adevărat. Nu. Unde ai făcut armata? Am făcut armata la Alba Iulia, o bună parte din armată, și restul la Râmnicu Vâlcea. Am fost băftos. Un an și? 487 de zile. Da, sinistru. Da. Da. Sinistru și nu e adevărat că te maturizezi. Din potrivă, riști să înveți. A venit pe la tine vreo gagică? S-a mai întâmplat în armată. Da? S-a mai întâmplat. S-a venit la poartă acolo? Evident. Aveai geamantan de lemn? Cufăr, așa se numește, cufărul de lemn, sigur că da. Cufărul de lemn cu fund dublu. Da. Auzi, tu ești considerat ardelean, dar se pare că nu ești ardelean. Nu sunt ardelean. M-am născut la Râmnicu Vâlcea, ai mei au venit din părți diferite, mama s-a născut la Chișinău, a venit cu toată familia ei în refugiu și a urmat un traseu pe care l-au urmat mulți basarabeni, Iași, Ploiești și după aia spre Vâlcea. Mulți basarabeni s-au oprit în Vâlcea după Revoluție. În Argeș, în Vâlcea, în București. Zona e foarte frumoasă. Zona aia, e un loc foarte frumos. Am crescut la Govora, la Băile Govora, acolo am făcut liceu. Și de acolo am plecat la facultate la Cluj. Din 90 am rămas la Cluj. Părinții aveau meserii de intelectuali sau erau oameni cum tata, se cade așa? Tata fotograf. Ah, bun, e ceva. Boem. Un personaj. Câștiga bine. Mama a lucrat la farmacie, cu un spirit mai exact. Unde? Mai la farmacie. La farmacie. Am crescut în farmacie. Și farmacie. Nu, înseamnă că ai avut o familie țapănă. Să fii farmacist pe vremea aia? Am prins. Mama era un soi de asistentă de farmacie. Lucra la casă, la farmacie. Însă, în copilărie, am stat vreme mult în laboratorul farmaciei. Am putut să mestec în mojar, să miros toate alea de leșinai și picai jos uneori. Dar e foarte spectaculos să crești cum? În laboratorul unei farmacii. Probabil erau și chestiile alea vechi, nu? Exact, mojarul, așa era farmacia. Toate eprubetele alea și toate sticluțele alea. Și avea o religie a ei farmacia, o ordine atât de precisă că devenea un soi de religie. Foarte interesant. Tare, Și cu fotografia n-ai cochetat? Ba da, dar foarte puțin. Că și laboratorul de făcut filme, știi? Și acolo am petrecut foarte multă vreme, am tăiat poze, am asistat la developat, am retușat foarte mult cu creionul, cu vârful foarte, foarte ascuțit, creioanele tari sau moi, depinde. Am retușat poze și asta a fost o experiență minunată, dar ai senzația, cum ai senzația uneori și acum,
că un fotograf, așa e cum se întâmplă cu un poet, cu un muzician, ai senzația că oamenii ăștia sunt tratați de multe ori ca niște lăutari. Că da, sunt niște oameni pe care îi angajezi să te simți bine. Exact. Așa e și cu pozele. Iar în cazul artiștilor, de orice natură vor fi fiind ei, știi celebra vorbă. Vin artiștii, pleacă lăutarii. Da. Ai băut un vin cu ei, ți-au făcut momentul ăla de bine. Artistul ăla nu mai e o persoană demnă de a fi respectată. Recunoști lucrul ăsta, că se întâmplă deseori la noi? Da. Plus că în momentul în care ai băut un pahar, te dau exemplu pe tine. A, păi am băut cu Dinescu, bă, gata, da, suntem frați, ne-am lovit coatele la aceeași masă. Dintr-o dată suntem, n-are legătură cu egalitatea lucrul ăsta, are legătură cu respectul pe care îl investim unul față de celălalt. Și dintr-o dată, dacă am băut un vin, suntem bă. Da, bine, vinul are acest dar, al democratizează atmosfera, știi? Părintele meu spiritual, căruia datorez foarte mult, el acum nu mai e printre noi, a spus un lucru foarte frumos. Băi, în România, instituția admirației încă funcționează bine. Instituția respectului s-a prăbușit de mult. Da, admirația poate că funcționează, dar lângă admirație cred că trebuie să fie și un pic de respect. Uite, există părinți spirituali și în muzica românească veche. Avem partea astăzi de unul. Plânge mama mea, că mi-ai fript inimă. Sunt băiatul tău și te iubesc, dar când te văd plângând, înnebunesc. Te rog, nu mai plânge mama mea, că mi-ai fript inimă. Sunt băiatul tău și te iubesc, dar când te văd plângând, înnebunesc. Tot ce-a fost mai greu, mama a trecut, m-ai învățat, măicuță, să mă rup. Lasă, mamă, că trec peste tine. Tot ce-a fost mai greu, mama a trecut, m-a învățat, măicuță, să mă rup. Lasă, mamă, că trec peste ele, peste necazul. Mamă, nimic pe lume, numai tu m-ai învățat de bine. Chiar de am greșit, mi-ai dat povață și mi-ai spus, mamă, că e lumea hoață. Nu mai cred, mamă, nimic pe lume, numai tu m-ai învățat de bine. Chiar de am greșit, mi-ai dat povață și mi-ai spus, mamă, că e lumea hoață. Tot ce-a fost mai greu, mama a trecut, m-ai învățat, măicuță, să mă rup. Mamă, că trec peste ele, peste necazuri de mete. Tot ce-a fost mai greu, mama a trecut, m-ai învățat, măicuță, să mă rup. Lasă, mamă, că trec.
părintele spiritual de care ai vorbit mai devreme, l-ai descoperit pe vremea comunismului? Da, era director de casă de cultură la Govora. Securitatea îl vânase în câteva locuri. Era cineva care vorbise destul de mult. Slavist de meserie, traducător. A tradus Leonid Andreev pe românește foarte bine. Și proză și teatru, a tradus mult teatru. Dar e omul căruia îi datorez tot, nu mult, ci tot. Și ce, discutând și literatură și politică? Nu mi-e rușine să zic asta niciodată. Am învățat de la el la propriu, de la a mânca cu furculița și cuțitul, până la cum trebuie să citești, subliniind, făcându-ți fișe. Cum ai nimerit în acest... Eram într-o trupă de teatru și ne-am apropiat foarte tare. El coordona Casa de Cultură și ne-am împrietenit cumva. M-a luat să mă instruiască. Am fost lucrarea lui, cum ar veni. Dacă prima dată am crezut că e un preot. Nu, așa ziceam părintele spiritual și râdeam amândoi de lucrul ăsta. Da, interesant. E mare lucru să ai de un mentor. Eu am avut mai târziu, după 20 ceva de ani, marele critic literar Lucian Raicu, care a fost coleg cu Nicolae Labiș la școala de literatură și un tip, un critic foarte nuanțat, așa, de mare anvergură. Mă gândesc câți au avut șansa însă dintre copii, un copil venit din lume pe proletariat să întâlnească un mentor. Așa. Ai avut un noroc. Puțin, da. Am avut un foarte mare noroc. Da. Bine, noroc atunci. Noroc să trăiești. Ai țâșnit din comunism în capitalism. Da. Peste noapte, cum s-a întâmplat, eu tot spun, nici Marx n-a prevăzut că după comunism vine capitalism făcut de activiști de partid și de securiști, dar în fine, am nimerit chestia asta, că era o mare șansă, știi? Dacă mai prindem și apocalipsa, vom fi niște oameni împliniți. Da. Ai văzut că câți ani aveai, deci, la Revoluție? La Revoluție 20, aveam 21. 21 de anișori. Dar n-ai încercat să faci nicio afacere? Nu sunt erai numai în zona asta, nu funcționez în zona asta. Deci numai chestiile... N-am organ pentru asta. Fine, cultură puternică? Da, n-am urmărit niciodată Mircea să acumulez lucruri. Ce m-a învățat pe mine mentorul meu a fost să citesc, să ascult muzică, să mă bucur de ce citesc și de ce ascult și să împart cu oameni. Bine, ăsta este darul pe care ți-l face natura. Că sunt oameni care se bucură numai de lucrurile, mă rog, concrete. Dar când te poți bucura de muzică, de literatură. Exact, de film, de teatru. De filme, de teatru și de arte vizuale, înțelegerea acestei lumi, știi, până la urmă, știi? Asta și era. Era o lume în care, pe de altă parte, ce să faci altceva în vremea aia decât să citești și să asculți muzică și să povestești ce ai priceput sau ce s-a întâmplat cu tine? Pentru că una dintre obsesii era să spui ce ai înțeles. Și de fiecare dată spuneam, domne, e ok să spui ce ai înțeles. Hai să spunem și ce am simțit acolo, ce s-a întâmplat cu noi când ai citit o poezie, când ai citit un volum de poezii. Ce se întâmplă cu un poet care se... Nu vreau să spun neapărat se mărturisește, cu un poet care ți se exprimă pur și simplu într-un volum de poezii. Ai simțit ceva? S-a întâmplat ceva cu tine? Că să numeri adjectivele e ușor. Exact așa era și cu spectacolele de teatru, cât și cum erau ele atunci. Noi nu aveam acces. Aici la București era altă lume. Da. Te duceai la teatru. Deci ai încercat să evadezi din lumea aia spre București sau cum? Niciodată spre București. Da. Mentorul meu mi-a spus de la foarte bun început. Eu voiam să mă fac actor. Și a zis, lasă actoria, nu o să intri niciodată, o să dureze până intri, o să pierzi ani mulți, fă litere. Și atunci m-am hotărât să fac litere, l-am ascultat, cred că bine am făcut că l-am ascultat și târziu, foarte târziu, în 90, am intrat la litere. Da. La Cluj. Asta am și spusese, niciodată în altă parte. Dar la actorie am căzut și am fost luat în armată. Tu la ce ai dat? La litere și am picat și am fost luat la armată. Și la București cum ai țâșnit până la urmă? Lucram la TVR Cluj și în 99 am început să facem garantat 100% la TVR Cluj și undeva prin 2002 a fost un proiect de un sezon aici la București. Am participat la o emisiune care se chema Seara Bună. Aia a fost singura întrerupere de garantat 100%, după care
datorez asta unor personaje legendare de la TVR, adică lui Nea Mitică Moroșanu, lui Titus Munteanu. Ei au spus, deci, la un moment dat... toate generațiile, oh, din 90... Da, 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 din 93, cam toți. Da. Am făcut radio la început, la început am fost colaborator la Radio Cluj, după care, când s-au împărțit cele două instituții, radio și televiziunea, am dat examen și am intrat pe același post cu un coleg de la Litere, la TVR Cluj, unde am făcut de toate. Adică? Am făcut știri, am făcut reportaj social, știri culturale, știri sportive, am făcut tot ce se poate face în meseria asta, programe de divertisment, de toate. A început în 99, garantat 100%, și din 2002 ne-am mutat cu producția acestui program aici la București. Cum o să pășim în anul următor, în 2019, sărbătorim 20 de ani de când am început garantat 100% și... din următoarea secundă aș lua-o de la capăt. E ceva la care țin și ținem foarte tare. Ești un mare profesionist și ai optat, la urmă, să iei caimacul chestiei. Asta e, nu vreau să fac pe nebunul. Nu sunt un mare profesionist, dar am rămas în zona celor care se bucură enorm de ce fac. Mă bucur foarte tare de meseria asta și n-am părăsit ce făceam împreună cu colegii la Cluj de la foarte bun început. Nu e să mă bat cu cărămida în piept, dar vreo 7 ani, 8 ani, nu am luat concediu, nu pentru că nu s-a putut, ci pentru că n-am vrut. Am văzut că un om ca el, de care unii zic că este snob și încrezut, este de fapt un băiat de treabă și cum se cade, disponibil și la mâncare și la băut un par de vin. Și când care în zilele lui bune cântă chiar. Hai să facem puțin arheologie lăutărească, ia, știi? Au rămas foarte puțini lăutari. Asta e foarte adevărat, da. Și măcar să-i avem înregistrat, știi? E foarte adevărat. Maestre? Mă uit și mă pierd de tine. Ziua, noaptea, prin pădure am râd ca fai de tine. Și dacă mă uit mai bine, Constantine, Constantine, ia grei că mă așa pe tine. Așa, măi, Constantine, mă! Și dacă mă uit mai bine, Constantine, Constantine, ia grei că mă așa pe tine. Mărioară, mărioară, ia-o tale și-mi-o spală. Cu frunză cu det tămâioară, s-o usuci în sânt de seară. Și pentru atâta lucru, mărioară, mărioară, nu ți-ar mai putrezi trupul. Așa, măi, Ionele, mă! Și pentru atâta lucru, mărioară, mărioară, nu ți-ar mai putrezi trupul. Poartă pușca la picior. Nu mi-e frică că mă prinse mărioară, mărioară, ar ține ușile închise. Nu mi-e frică că mă prinse mărioară, mărioară, ar ține ușile închise. Ai avut și dezamărgiri, probabil, în lumea în care trăiești, nu?
Ai mulți prieteni? Da, am foarte mulți prieteni și din meserie și din afara meseriei. Mulți dintre ei, cei mai mulți sunt în afara meseriei, dar pe cei din interiorul meseriei îi iubesc cu asupra de măsură. Uh-huh. Pentru că e un alt fel de relație. E și un soi de camaraderie, uh-huh. e și un soi de parteneriat al faptului că ești un sector, o parte, un fragment dintr-o lume care încearcă să facă ceva. Uh-huh. Și pe mine unul mă animă foarte tare lucrul ăsta. Sunt câțiva colegi de la TVR și de la Cluj, de la Timișoara și de la Iași și de aici de la București, pe care îi respect foarte tare, la care țin foarte tare. Aș face, cu permisiunea ta, o corecție. Mulțumesc frumos pentru prezentarea de la introducerea programului tău, dar nu sunt deloc sigur intelectual, autentic sau așa nu, ceva. Nu, știu că mai sunt câțiva, bineînțeles. Sunt oameni pe care îi respect și îi știi și tu foarte bine, pe care îi admiram foarte dar tare. Dar cred că mai există un personaj la TVR. Sunt mai mulți la TVR chiar pe mai care îi admir foarte tare. Nu, da, care scriu la Dilema. Și care scriu la Dilema și care scriu de felul lor sau care fac documentare minunate, emisiuni minunate. Mm-hmm. Adică sunt oameni pe care nu-i vezi la TVR. E parte din echipa asta cu care lucrăm aici. Mm-hmm. Oameni cu care nu numai că nu ți-e rușine să lucrezi, ești mândru să lucrezi, deși despre TVR se spune de multe ori că așa și pe dincolo. Dar ăsta e un subiect vast. Da. Ești însurat? Nu ți-am văzut verighetat. Nu sunt însurat și nu cred că instituția maritală e neapărat ceva care trebuie atins de toată lumea. Da? Chestia cu verigheta... Ia să vedem. Ce-i cu verigheta? Nu, ideea de verighetă, că sigur că te leagă cum ar veni, nu e adevărat. Te gândești la asta? Nu știu de ce. Am avut o prietenă în tinerețe, știi, și am fost șocat că eram în perioadă așa de amor de ăsta mai. Luase două verighete și hai să purtăm. M-am fost atât de speriat de verighetă că după aia n-am mai... Și bineînțeles că după vreo un an de zile ne-am despărțit. Te gândești că e o semnalizare a faptului că ești luat și n-ai vrea să fie semnalizarea asta? E o... cum să spun? E un misticism așa, știi? Ce faci dacă te desparți cu verigheta aia, știi? O arunci într-o fântână, te duci la biserică și ceri iertare Maicii Domnului, nu știu ce. Te-ai căsătorit la biserică? Nu m-am căsătorit la biserică. M-am căsătorit la sfatul popular, am fost numai eu cu nevastă mea și eram Piața Amzei acolo, erau ăștia pe scări, dădeau cu flori în capul mirilor, erau vreo trei nuți. Și eu eram cu o borsetă, fusesem pe la piață și cu nevastă mea. Și era un fotograf și zice, cotea bani din astea. Un pozar. Și s-a uitat el la mine așa, eram mai jigărât așa, zice, știți, zice, vă fotografiez și vă dau filmul, că probabil n-aveți bani de să vă dau. Și mi-a dat pe cuvânt, uite, mă închin. Tare. Mi-a dat filmulețul, l-a scos, i-am dat 3 lei. Îl ai? L-ai păstrat? Cred că l-am păstrat. Nu știu dacă l-am developat. Fabulos document trebuie să fie ăla. Dar cred că există ceva. Bine, la mulți ani încă o dată. La mulți ani și mulțumesc foarte frumos. Mulțumim Cel Gros, mulțumim maestrului. Totdeauna când vorbești ceva în fața unor camere, te gândești ce spun. Ce spun în momentul ăsta, pentru că lucrurile astea rămân. Astea nu se consumă aici la un pahar de vin și la revedere, am plecat acasă. Dar cred că e foarte frumos când uiți că există camerele alea acolo și spui ce-ți umblă prin minte. Noi și trăim într-o atmosferă cu foarte, foarte, foarte multă suspiciune și orice îi spune la un moment dat, spui, băi, poate spun o tâmpenie acum, care la un moment dat o să poată să fie folosită nu știu cum. Mi se pare atât de trist lucrul ăsta, atât de trist și de condamnabil. Așa că, slavă Domnului, dacă vorbești cu cineva și zici, lasă, domne, la o parte toată convenția asta cu televiziunea, spun ce am de spus și cu asta basta. Un fragment de câteva secunde dintr-o conversație să fie autentic și ăsta e lucru mare.
Selgros te invită și săptămâna viitoare să degusti o mâncare delicioasă alături de o discuție savuroasă. Selgros, club pentru profesioniști și pasionați de bunătățuri.